unde putem interveni și așa cum ne-am creat-o de la 0 ani sau chiar dinainte din timpul cât am fost în burta mamei, până la final, noi prin aia este instrumentul cu care noi operăm, cu aia ne creăm realitatea. Deci omul e format din corp, 2 minte și 3 spirit. Eu sunt și inginer chimist și am nevoie de o schemă, da? Cei care sunteți mai pe real, știți că inginerul are nevoie și de schemă. Și cred că asta mă ajută ca să fiu și un psiholog mai concret, așa, pentru că imediat le punem și într-o schemă. Mintea asta noastră are 3 dimensiuni. Prima este mintea inconștientă, cu care ne naștem la... cu care venim. Ceea ce conținem în ea este toate experiențele moșilor, strămoșilor noștri, ale arborului genealogic, dacă ați auzit de asta, ale omului, de când i-a venit pe planeta Pământ. Conținem acolo. Dar e doar 2%. Adică noi intuitiv, instinctiv știm să facem niște lucruri pentru că urmașii noștri le-au făcut și ei. Partea a doua a minții se numește mintea subconștientă. Ideea este că noi cu asta operăm, știți cam cât? Cam 93%. Wow!